Țin de un pâine, ca mag. Da? Azi, când e. Da. Da. Da, interesant. Inelele, dacă ai mai multe, se așează altfel. Vezi? Ai sărit pârleazul. Un pic căpșorul te-a ținut, un pic. Un fel de lume paralelă. Ce ți s-a întâmplat cu 2 ani în urmă, da? De fapt, acum mergi pe drumul ăsta. Un pic, un fel de... Nu mergi mai departe, dar sare în... ce înseamnă lume paralelă? Măștile. Ce înseamnă măștile? Stau 2-3 la masă și intră cineva pe ușă. Intră bătrân rămurit, vai de el. Dar la masă sunt oameni mai cât de cât citau la mine. Adică, nu ca vârstă, zic, ca să înțelegi unde. Și tu ieși în drum să stai de vorbă cu cineva. Te umbra ce frumos în spate. Alt om iese pe ușă. Până acum ai vorbit într-un fel. Și iese alt om. Tu îi vezi partea cealaltă a monezii. Ce înseamnă partea cealaltă a monezii a omului? E Hecata cu 3 fețe? E Hecata sau e altă zeitate? Nu contează. Aia cu mai multe fețe, da? Ei, vezi o față, vezi alta. Și încă 2 mai ai. Sunt de fapt 4 oameni, da? În zeitate. Fie bărbat, fie femeie. Un fel de speech, firul în 4. De speech, o lume în 4 luni paralele. Ce ți s-a întâmplat cu 2 ani în urmă? Da, păi ești mag. Nu vrea să mă lasă, mă. Încep să înțelegi cum stau lucrurile. De unde a pornit nebunia? Cum ai fost zăpăcit, zăpăcită, de fapt? Și acum tu ții hățurile în mână și un fel de la cheremul tău e proiecția. Și nu se mai întâmplă așa cum ar fi vrând câmpul tău energetic să te, nu știu ce și nu știu cum, da? Să te zăpăcească, ci cum vrei tu. Să te simți bine în fiecare clipă, să te bucuri cu lumea din jur, da? Să-ți facă plăcere să stai de vorbă, să-i aduci lângă tine și să te duci tu la cine vrei. De? E super tare. Da, și a început și să plouă, pentru că înțeles niște lucruri. Am înțeles ce ai zis și ai nevoie doar de un om din măștile astea. 4, din zeitatea de 4 măști. Care ești și tu, tu îți alegi pe cineva cu care stai de vorbă sau îți petreci mai mult timp sau chiar intri într-o relație nebună, turbată și la fel și el ia și alege în tine o mască care îi place și se simte bine. E? Pentru că atunci când începe să-ți povestească păsul și prin ce a trecut cu un secol în urmă, în tine se trezește mama leone. Că să... Și tu n-ai nevoie de așa ceva, da? Așa ai făcut și tu. Ai început să povestești despre trecutul tău din 3D, care nu mai e, și omul te-a primit așa, ca pe... Ori în 3D era ți se deschide sufletul și ți-e drag omul și uite că s-a deschis. Nu mai e așa, nu mai trăim așa. Da. Și acum ai înțeles ce înseamnă triunghiul. Da? Te duci la cineva în vizită și... să zicem, o familie compusă din, eu știu, frați, surori, părinți, copii. Și la un moment dat, fratele și sora îți spune, lumea ne ia peste tot pe stradă, drept soț și soție. Înseamnă că așa și e. În lumea lor e ceva, nu că necurat, dar omul e acolo. Într-o relație de soț și soție, nu neapărat să se culce și să... Știi ce zic? Dar ca relație e unită și e... Asta înseamnă triunghi.
unde se implică familia, tu te măriți cu cineva, în 3D, n-ai știut, și familia e strâns unită lângă, e triunghiul și tu crezi că el se duce nu știu unde și se culcă cu nu știu ce, nu, dar acolo e. Ok, asta se proiectează, asta e observat. Oamenii sunt dragi, tu ești dragă tuturor, pentru că așa ești, da, și primești asul de bănuți. Acolo ești, distrează-te. A fost ca un exemplu, ca să înțelegi pe unde ești. Și ceva am mai vrut să zic, să nu uit. Da, am aprins o lumnărică, se zbate ca nebună. Energiile sunt turbate, e rugă în sat la noi, da. Un fel de se roagă lumea, rugă asta înseamnă de fapt, lumea se roagă. E puternic, e dur, fiecare își cere dreptatea sa și îți dai seama, omul își cere dreptatea sa și alții care ăsta cere dreptatea să-i se facă față de ăștia, ăștia cer dreptatea lor. Îți dai seama ce nebunie e într-un sătuc. E nebunie și fiecare își vede de realizările sale. Da. Acolo ești, distrează-te. Omul ți apare în mai multe ipostaze. Nu neapărat să aibă idee de așa ceva. Lumea înțelege altfel lucrurile că cumva, da? Tu vezi dincolo de văl și vezi lumea așa cum o vezi. Ce să zic, ești foarte bine, drum bun în practica care o practici. E superbă. Ai văzut măștele, ai văzut cam ce circ ți s-a jucat cu 2 ani în urmă. N-ai nicio treabă, distrează-te. Ai grijă de tine și mai vorbim.